Au rămas mai puțin de 2 săptămâni până la alegerile locale noi din satul Călinești, raionul Fălești. Sătenii declară că și-au făcut deja alegerea. Vor vota un primar integru, dedicat și gospodar. Vor vota Eduard Curtescu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate. La rândul său, Curtescu i-a asigurat pe alegători că va realiza toate proiectele pe care și le-a propus. Domnul Eduard e un om care, într-adevăr, e un om cu bun simț, are spirit de inițiativă și poate să facă multe lucruri și are sprijinul unui partid care e la guvernare. Deci asta e un mare plus. E un om cu minte, e un om, nu s-a auzit niciodată nimic de rău de dânsul. E un om de, ca tot om, de treabă. Eu socot că el merită să fie primar. Vreau un primar gospodar, să știe nevoile oamenilor, să ajute la nevoi. Ne gândim, poate dacă ați fi un bărbat la putere, poți schimbi ceva. Un primar trebuie să fie deodată deștept. Unul se poate să înțeleagă oamenii și să înțeleagă ce necesități au oamenii, să stărui să le îndeplinească, ca toate promisiunile care le dau înainte de alegeri să fie îndeplinite, să iei pas cu pas. Mai mulți consilieri locali și raionali au îndemnat oamenii să iasă la vot. Aceștia cred că doar Eduard Curtescu le poate oferi un viitor prosper acasă. Consider că candidatura propusă de Partidul Acțiune și Solidaritate este potrivită pentru a îndeplini cerințele oamenilor din sat. Vin cu îndemnul către cetățeni să alegem un om corect, un om onest, precum este domnul Eduard Curtescu, un om care vrea să facă pentru binele oamenilor din sat, ca fiecare cetățean, și cel plecat, și cel care trăiește aici în sat, să vrea să se întoarcă în satul său de baștină. El este un patriot. Cum spun moldovenii noștri, este gospodar. Își iubește țara, își iubește satul. Eduard Curtescu are o susținere foarte mare din partea partidului PAS, atât la nivel local, cât și la nivel raional, cât și la nivel republican. Și el și va avea susținerea noastră, ne vom stărui să susținem absolut în toate proiectele și să le implementăm toți împreună. Eduard Curtescu este încrezător în victoria sa. Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate este ferm convins că oamenii vor vota pentru un trai decent, infrastructura dezvoltată și drumuri renovate, priorități care se găsesc în programul său electoral. Noi avem foarte multe de făcut în acest sat. În primul rând cu curățenia satului, cu amenajarea gunoiștii care a ajuns sub gardurile oamenilor, cu finișarea casei de cultură. Aveam de reparat drumurile care n-au fost terminate, de construit un teren de joacă și un stadion pentru copiii și tineret. La urnele de vot din Călinești sunt așteptați peste 2000 de oameni. Eduard Curtescu va fi cu numărul 1 în buletinele de vot.